Bun găsit la o nouă poveste! Astăzi, povestea noastră se numește Ce vei fi când vei fi mare? Codrin era un băiat de 6 anișori care locuia într-un sat frumos așezat la poalele unor dealuri line. Încă nu începuse școala, ci era în grupa mare la grădiniță, unde mergea cu mare drag, căci îi plăcea să se joace cu copiii și era foarte încântat de toate lucrurile interesante pe care le învățau împreună. Toată săptămâna trecută vorbiseră despre meserii, cum că doctorul care îi consultă pe oamenii bolnavi pentru a-i face sănătoși, de constructorul care clădește case și poduri, de marinarul care navighează pe mări și oceane, de astronautul care zboară în spațiu, încercând să-i deslușească misterele, de profesorul care învață pe copii despre lumea în care trăim, de șoferul care conduce mașina și câte și mai câte. Sunt multe meserii în lumea noastră și fiecare are importanța și frumusețea ei. Și iată că doamna educatoare i-a întrebat pe copii ce meserie și-ar dori fiecare să aibă atunci când va fi mare. Toți copiii au început să vorbească plin de pasiune. Unii voiau să fie cercetători, alții educatori. Vreo doi spuneau că ei deja sunt ingineri. Existau desigur și câteva fetițe care doreau să fie zâne. Iar altul era convins că el va fi ori șofer de tir, ori fermier. Codrin rămase pe gânduri, nu putea să se hotărască ce va fi el atunci când va fi mare. I-ar plăcea să devină avocat, dar i-ar plăcea să fie și profesor, sau poate să lucreze la o bancă, la fel ca tatălui. El a fost printre puținii copii care nu răspunseseră nimic. Orele se terminaseră în acea zi, iar Codrin rămăsese cu acea întrebare în minte. Și iată că în drum către casă văzu livada de pomi fructiferi, pe lângă care trecea în fiecare zi. Nu-i dăduse niciodată prea multă importanță. Acum însă părea că acolo ar putea să găsească niște răspunsuri. Continuă să privească pomii și dintr-o dată rămase uimit. Oare de unde știe mărul că el este măr și că trebuie să facă mere? Dar piersicul că este piersic, pomii nu aveau nicio îndoială că ei sunt altceva și de mici făceau numai un singur fel de fruct. Nu văzuse niciodată un măr care să facă și prune, și pere, și caise în același timp și era destul de convins că în natură nu se găsește așa ceva. Intră în livadă, hotărât să vorbească cu pomii și să le afle secretul și astfel să știe și el ce va fi când va fi mare. Domnule măr, spuse el timid, iertați-mă că vă deranjez. Puteți, vă rog, să mă lămuriți și pe mine cum știți cu atâta siguranță că dumneavoastră sunteți măr și faceți mere? Mărul se trezi ușor și deschide ochii. Trecuse foarte multă vreme de când cineva nu-l mai întrebase ceva. Era fericit să-l vadă pe acel omuleț curios în fața sa. Aaaa, zise el, ce surpriză plăcută! Este simplu, semințele noastre ne spun. Timp de câțiva ani noi căutăm să descifrăm esența seminței noastre și când o aflăm, ne străduim să fim buni și roditori. În acești ani noi învățăm să ne înfigem rădăcina adânc în pământ, să nu ne temem de schimbarea anotimpurilor, căci fiecare are farmecul său, să ne întindem ramurile către cer, căutând răspunsuri în razele lunii și în sclipirea stelelor. Și după ce am făcut toate acestea, suntem gata să rodim, căci am aflat taina și puterea semințelor din care am crescut și ne-am găsit menirea. Ce simțim în inima noastră că suntem, aceea suntem. Mie, mi-a luat 4 ani să aflu că sunt un măr, dar după ce am aflat, ce mere gustoase am făcut, dulci și parfumate, un deliciu. Și încă mai fac mere și după atâta vreme. Te rog, ia și tu un fruct de-al meu și gustă-l.
spune mărul, scuturându-se ușor și aplecând o ramură bogată către băiat. Codrin luă mărul pe care îi oferea pomul și gustă din el, închizând ochii de plăcere căci gustul dulce acrișor îi umpluseră gura de încântare. Foarte gustos, într-adevăr, spuse băiatul. Sunt și alte feluri de copaci, continuă mărul, care nu fac fructe, fiindcă au alt rost pe pământ. Asta nu înseamnă că ei nu fac nimic. Desigur că nu. Uite, de exemplu, plopul. El crește înalt, foarte înalt și vede departe. Și când vine primăvara, el înflorește și își aruncă semințele în zare pentru ca și restul pomilor să afle că s-a terminat iarna. Ne trimite un fel de scrisori, dacă vrei, pentru ca și noi care stăm pe dealuri și suntem mai mititei, să aflăm că a venit vremea să înmugurim și să înflorim din nou. Deci vezi și tu, dacă vei sta să te gândești, să te asculți, să vezi ce-ți place să faci sau ce te atrage să studiezi, vei ști precis ce fel de copac ești și ce roade să dai și atunci când afli să te străduiești să faci cele mai bune fructe. Și au mai stat o vreme la taclale. Băiatul era încântat de înțelepciunea copacului și asculta cu imensă bucurie despre menirea lor. Acum știa că și el are nevoie de câțiva ani ca să afle ce vrea să devină și că nu toată lumea știe dintr-o dată acest lucru. Dar cu siguranță că va încerca să se asculte și va încerca să vadă către ce are înclinații. Își promisese că va deveni cel mai bun în meseria pe care și-o va alege. Cu gândul acesta în minte, pleacă spre casă, iar în livada de pomi se așternu din nou liniștea. Sper că v-a plăcut povestea. Pe data viitoare! Poveste înregistrată și editată în studiourile Play Radio. Voce Cecilia Ilie, playradio.org.